Aș vrea ca începând de anul viitor să vorbim de acest eveniment oficial înscris în calendarul Primăriei Constanța. El trebuie oficial susținut, trebuie să devină, repet, tradițional. Prin asta crește imaginea și consistența unui eveniment. Nu vorbim de o ediție de două sau de trei și nu trebuie să fie ceva întâmplător. Și nu trebuie să mai fie o luptă și un sacrificiu din partea noastră în fiecare an să obținem bugetul pentru fiecare element din acest festival. Deci consider că este o misiune, repet, pe care Tom Iris, așa cum se retrage ea în această ediție, o lasă și o predă de fapt și am să spun că voi lăsa acest festival în mâinile comunității culturale a orașului Constanța, a oamenilor de cultură, cei care au început să înțeleagă ce facem în acest festival, deși poate că la început n-au fost neapărat alături de noi, oameni pe care vrem să-i atragem în această echipă care să crească cultura la Constanța. Sigur că Primăria Constanța și Consiliul Județean trebuie să fie parte din această echipă. Și aceasta, repet, consider că este o misiune față de istoria acestui oraș și față de locuitorii acestui oraș. Pentru mine cel mai important este să continue festivalul Antic Tomis. Ceea ce noi am început să facem trebuie să crească și trebuie să prindă aripi la Constanța. Ne îndreptăm, repet, și asta îmi doresc eu cel puțin să se întâmple, spre o identitate culturală și turistică a acestui oraș, din care acest festival trebuie să facă parte. Adunăm și membrii care vin cu noi cu toată inima, cărora le place istoria, le plac lucrurile făcute manual, care își doresc să învețe ceea ce înaintașii noștri știau să facă cu atâta maestrie. Mulțumim și celorlalte asociații partenere. Mulțumim Muzeului Militar din Constanța, care este partenerul nostru. Am învățat meserie de la Terra Dacica, este într-adevăr cea mai mare asociație și cea mai bună, care fac evenimente cu calitate foarte bună. Încercăm să facem în Constanța ceea ce am învățat de la ei și sperăm să și depășim, avem ambiția asta. Mă rog, noi vrem să facem și pe partea medievală, pe urmă otomani, război de independență, primul război mondial, al doilea război mondial. Anul acesta vom avea, cam la marea bătălie, reconstituirea asaltului cetății de la Genucla. Vom avea și mașini de război, balistă, scorpion, catapulte. Sperăm să fie ceva inedit și frumos. Și gladiatori. Și gladiatori vom avea. Noi vrem să reviem școala de gladiatori din Tomis, Ludus Tomitanus. Aceasta e o noutate chiar. Da. Unde se află hotelul Ibis, la parter se află niște panouri din sticlă și de deasupra lor sunt ruinele la fosta arenă de gladiatori care a avut aici loc în Tomis.